Salutare și bine v-am regăsit! Thank you.
Denis. Denis. Ia să vii să ții de... Așa că poți să nu te tragă înspre partea asta. De pop, de pop, nu de stâlți. Să tragi încolo. Ia. Ne tragi. Ok, bun, hai că mergi. Adu-mi o baterie. Mai trag? Nu, de drum. Adu-mi baterie de-așa. Ia-o pe asta și bag-o la cărca. Ei, nu e bine. Ah.
acum. Să-i pui direct? Păi, nu e problema, pentru că trebuie să pun tot. Și să bat și cuiele, cum le bat, nu știu.
Întoarce-o. Să vin în pace cu ea. Haide, vii spre mine. Cad cu pământ. Ah.
să vă pește tot. Prin capătul celălalt. Hai, bine. Du-te în partea cealaltă. E mai rău. Am venit cu un nou update la casă. Sunt aproape pe final cu cofratul. Ultimile două zile nu prea mai nu am mai filmat.
că aici s-a îngustat situația și nu aveam loc să mă mișc și unde să pun trepiedul să filmez. Am după cum vedeți, am făcut cofragul și pe latura asta, am completat și aici până la capăt. Mai am de legat vreo câteva sârme la cofrag în capăt și partea de sus. Și apoi să pun popi. Trebuie să continui cu ăia de acolo până în colț, așa și jos și sus. Și apoi să pun popi din casa asta în cofrag aici, ca să nu mă trezesc că mi ridică cofragul sau mi-l umflă, pentru că știți, partea cealaltă este decât până la jumătate făcut cofragul și automat că nu o să aibă susținere, iar sus acolo nu am de ce să leg, nu e legat și trebuie sprijinit în partea asta. E cea mai ușoară variantă. Și apoi să mai astup pe jos, pe aici. Și de completa cofragul pe sus câte un pic. Mi-a fost nu ușor. Nu mi-a fost foarte ușor să cofrez aici. Am săpat de mi-a sărit capacele. Și singur cu cofratul, băieții m-au ajutat, ei mi-au mai dat la mână. Dar când nu ai pe cineva care să știe ce are de făcut, nu e chiar așa simplu, trebuie să le faci toate singur. Vedeți, mai trebuie completat cofragul aici sus un pic. Aici betonul trebuie spart undeva de acolo până la casă, așa, pus armătură și turna beton în el și aici în capătul ăsta mai vine un stâlp care merge până sus la acoperiș. Uitați, aici cofragul trebuie completat, acolo e normal aproape gata, ăla mai trebuie un pic completat cu o scândură, două, depinde. Asta la fel. Aici, dacă vă aduceți aminte, era ușă metalică. Am spart și am pus ușa asta cu pui. Am astupat geamul acolo. Facem o reactualizare la sfârșitul zilei. Am reușit, am spart și aici placa asta de beton. Să facem o grindă. Este intrarea la garaj. Mai trebuie un stâlp aici la perete. Trebuie și cofrat. Am reușit, dar am pus toți popii ăștia între fundația asta, casa vecinului care e tot a mea, ca să sprijinim tot cofragul ăsta, că aici partea de sus nu este legat, că nu e cofrag decât pe o parte și automat a trebuit să-l sprijinesc așa. Am terminat până jos de pus tot. Ar mai trebui un pic aici la colț, niște scânduri puse, trebuie dat nivelul, dar problema e că eu nu mai am timp. Trebuie să plec la muncă. Aici am pus la fel, să nu cad, am pus popii ăștia între ăștia doi pereți să nu miște, să nu plece niciunul nici în stânga, nici în dreapta. O să vină scara la beci. Mai este de legat aici un pic sus cofragul cu sârmă și vom vedea ce s-a mai putea face. S-a muncit azi destul. Am încărcat și aici toată gaura asta cu moluz. Sper să mai prind cât de curând timp să vin. Aș fi vrut să fac eu mai multe, dar asta e. M-a omorât rău. Vedeți, am pus și ușa aici la intrare. Geamul ăla de lemn trebuie dat jos și astupat.
Aici am avut mult de muncă. Mi-am imaginat că o să trec o lună de zile și să ajung, opa, să nu cad. Să ajung de-abia aici, să nu, nici măcar să nu torn. I-am zis că și zidesc, ofrez pentru planșeu, ajung la acoperiș. Na, stai cu minte că decât atât ai putut face. E bun și așa că trebuia făcut. O să văd cum reușesc să mai filmez. O să vină fratele meu cu tatăl meu să toarne. O să comande cifra cu beton. Muncă, că nu se mai termină. Păi vă las aici, ne vedem data viitoare cu alte update-uri. Și nu uitați să dați o abonare, o distribuire. Ne vedem data viitoare. Vă salut, la revedere!